Salutare, domnilor, și bine v-am găsit la un nou episod de vlog, bine v-am găsit la un nou episod din postura de IFBB Pro, bodybuilder, culturist profesionist, și vreau să ne încep acest vlog prin a vă mulțumi din suflet tuturor pentru toată susținerea. Vreau să mulțumesc, bine, deja știți, Iubi este lângă mine continuu, m-a ajutat enorm, fără ea am spus de mii de ori că nu eram aici. Și doresc ca fiecare dintre voi să găsească o femeie exact așa cum își dorește și să o prețuiască. Vreau să-i mulțumesc antrenorului Marius Chiara, care a avut grijă de mine, este un profesionist și m-a ajutat să ajung până în acest punct. Vreau să-i mulțumesc lui Boar, lui Alex Panek, care au avut grijă de mine în backstage, m-au încurajat, m-au ajutat foarte mult și au rupt din timpul lor ca să stea cu mine. Lui Alex, bunul meu prieten de aici de la Iași, a venit obosit pe drum, un drum Iași-Cluj, ca să fie cu mine. Ștefana, la fel, a venit cu noi și ne-a ajutat foarte mult, îi mulțumim pe această cale. Lui RA Products, produsele mai dark pe care folosesc eu și pe care le recomand. Metamorphos Gym, pentru tot ajutorul dat. Mihais, care m-a ajutat încă de la început, când nu mă știa absolut nimeni, și îi mulțumesc pe această cale și îl respect și îl voi respecta mereu și oricând pot îi întorc favoarea așa cum pot eu. Pe cine sper că nu am uitat pe nimeni. Vitabolic, firma de suplimente care mă sponsorizează și mă ajută și ea foarte mult. Domnilor, familiei mele, dar nu în ultimul rând, vouă, celor care mă urmăriți, pentru că, uitați, da, n-am păr, dar mi s-a făcut pielea de găină instant. Am întâlnit oameni care au venit acolo să mă susțină din toată țara, oameni care au cheltuit din bănuțul lor, care au cheltuit din timpul lor, ca să vină pur și simplu să mă vadă, să mă susțină, să mă cunoască. Și vreau să vă mulțumesc, sunt profund recunoscător și promit că nu mă opresc aici, promit că o să vă întorc moneda asta așa cum pot eu, prin clipuri și prin așa mai departe. Mă scuzați un pic. Așa. Și ce vreau să spun, că vă mulțumesc, că vă respect. O să încerc să vă aduc ceva înapoi. Deja am câte ceva în cap așa, dar trebuie să mă liniștesc. Și asta mă face să continui, să merg mai departe. Nu doar oamenii care au venit acolo, ci și toată susținerea online. Am fost copleșit. Să știți că am citit fiecare mesaj în parte, dar la care nu am putut să răspund. Nu am dat sim ca să nu las mesajul așa, dar o să răspund ușor, ușor la toate mesajele. A venit un cuplu din Gorj, direct sâmbătă, vineri seara a avut nuntă, s-au trezit și au venit să mă vadă, n-au dormit și au venit să mă vadă direct la concurs. Au luat bilet, au crezut că intru duminic pentru VIP, au dat 1000 de lei. După aia le-am zis că intru sâmbătă, au mai dat încă 1000 de lei, doar să mă vadă. Nu am cuvinte, vă mulțumesc enorm, sunt recunoscător, sunt și rușinat, flatat, nu știu cum să spun, dar înseamnă că îmi fac treaba bine și promit că o să o fac mult, mult mai bine de acum încolo. Domnilor, deznodământul acestui weekend a fost locul 1. Am câștigat locul 1 la categoria Super Heavy. Apropo, mai este doar un singur român care a câștigat cardul pro pe Super Heavy, Raul Maghiar, iar acum și eu al doilea. Iar la Open am ieșit pe locul 2. Băiatul cred că era mai bun pe picioare sau mult mai echilibrat în partea de jos și partea de sus, dar Open-ul nu contează așa mult, interesul este să-ți câștigi categoria, să iei cardul pro și deja te-ai dus cum trebuie acasă. Bun, am ajuns la Iași, este luni, Iubi încă doarme, am mai desfăcut din bagaje și vreau să vă arăt așa cum arată prima noastră masă, vreau să o trezesc pe Iubi așa frumos pentru că merită. Iubi a luat locul 2 la Open, bikini, clasa F. Nu știți ce înseamnă pentru mine chestia asta, eu am pregătit-o toată pregătirea.
îmi dă încredere în mine ca și antrenor, dar sunt extraordinar de bucuros. Este o performanță uluitoare pentru... Și pentru mine era foarte bine să ies pe loc, adică foarte bine, era o performanță. Într-un show ca ăsta ești bucuros dacă ești în final, în primii 5. Și să fii aproape, să te bați pentru cardul pro, credeți-mă că e o performanță. Și vă spun sigur că Iubi este și ea o profesionistă, este o muncitoare și va ajunge departe. Scopul ei principal este să își facă foarte multe fete, să le ajute să slăbească, să se tonifieze, va crea curând un program de creștere a fesioarelui, booty, nu mai știu cum ea știe mai bine. Așa că fetelor, apelați cu încredere la ea, pentru că a învățat foarte multe, face lucrurile cum trebuie și chiar se implică foarte mult, credeți-mă. Haideți să vă arăt cum arată micul dejun, după aia mergem să o trezim pe Iubi. Cam așa este situația. Telemea, roșii castraveți, ouă, câiniță, cremă de orez cu dulceață, cu unt de migdale, cu fructe, frumos la fel, și lui Iubi un chefir pentru că îi place, și am luat și o cafeluță, frumos, chichie la geam și hai să o trezim pe Iubi. Mama. Te așteaptă o surpriză în bucătărie, un mic dejun. Să-l spun? Yeah. Sau mergi să-l vezi? Da, ouă, roșii castraveți, telemea, chefir, pânii și cremă. Cu fructe de păduri și cu tot. E bun? Vai, mamă! Vai, mamă, te-ai descărcat! Nu vreau să văd dacă mai este aici. Cum să nu fie? Hai, te aștept, că e 11. N-am mâncat de la 7. Am scos tot bagajul. Mama, mai este ele din baie, care te-ai slipui tu, geloci așa. Hai, pa, mama. Eu, ai și Bibi Pro. Aha, îmi cer și eu scuze la micul dejun, la micul ăsta dejun. Așa da. Așa da, domnilor. Cum e, mama? E bun pepenașul? Da, chiar dulce. De-aia la fel sâmburi. Vara asta nu am mâncat. Ca să înțelegeți, nici n-am gustat pepeni vara asta. Acu e prima dată, în septembrie aproape. L-am mai prins. Da. Și ne bucurăm și noi. După aia stăm un pic, mergem la sală. Iubi o să facă doar cardio. Pentru sănătate, așa, să lăsăm alea cu oasele în pace. Că nu am chef. Și un pic de abdomen. Îi dăm un pump la abdomen, două, trei pozi. Eu o să fac... Scuze-mă. Simt nevoia să fac cardio, că am mai mâncat niște prăjituri ieri, așa? Poți să spui ieri ce ai mâncat? Prost. Da, prost. Am mâncat la Starbucks, nu? Da. Așa, patru prăjituri. Da. Cinnamon rolls. O brioșă, așa. Un biscuit de la mare, așa, da. Și un croissant. Așa, și după aia? Cafea cu lapte, așa, după aia am mâncat sushi și de acolo ceva desert. Și, mâncarea noastră sănătoasă și când am venit acasă mai aveam un colet cu niște dulciuri și am mai mâncat niște dulciuri. Bun, dulciurile îmi spune cât de astea, gen de sportiv. A, zero, cu dulcitor, dar să știi că nu mă durburtă de ele. Bun. Haideți, revenim. Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tired of feeling like I'm rapping a damn lie. Tired of feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. All the time I feel pain when I'm feeling low. That's why I said it on my face that I'm down on. All the time I got my mind when I'm all alone. That's why I'm never really alone in the nighttime. Change hoes like clothes, I can get attached. Cause these hoes fight on us like lit matches. I've been feeling really lost, stuck in all attachments. I don't really go outside cause I hate traffic. I don't wanna go outside, get caught in traffic. I don't wanna go outside, get caught in traffic.
Tell the villain like I'm trapped in my damn mind. Tell the villain like I'm rapping a damn lie. Tell the villain like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Tell the villain like I'm trapped in my damn mind. Tell the villain like I'm rapping a damn lie. Tell the villain like my life. Ok, domnilor, am ajuns la sală. Am început antrenamentul, voi face spate și 1-2 exerciții la triceps așa de pompare. După care vedem ce mai facem după asta. Am început cu pullover, voi face un antrenament cam 70% din potențial, pentru că nu sunt idiot să îmi omor oasele acum după deshidratări și așa mai departe. După aia trecem la tracțiuni și așa mai departe. Hai să-i dăm plan. Change hoes like clothes, I can get attached. Cause these hoes fight toners like lit matches. I've been feeling really lost, stuck in all attachments. I don't really go outside cause I hate traffic. I don't wanna go outside, get caught in traffic. I don't wanna go outside, get caught in traffic. Tell the villain like I'm trapped in my damn mind. Tell the villain like I'm rapping a damn lie. Tell the villain like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Tell the villain like I'm trapped in my damn mind. Tell the villain like I'm rapping a damn lie. Tell the villain like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Tell the villain like I'm trapped in my damn mind. Tell the villain like I'm rapping a damn lie. Tell the villain like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. 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 Really wanna die in it. Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the villain like I'm rapping a damn lie. Tell the villain like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. All I tell my feel pain when I'm feeling low. That's why I said it on my face that I'm down on. All I tell you about my mind when I'm all alone. That's why I'm never really alone in the nighttime. Change hoes like clothes, I can get attached. Cause these hoes fight toners like lit matches. I've been feeling really lost, stuck in all attachments. I don't really go outside cause I hate traffic. I don't wanna go outside, get caught in traffic. Don't wanna go outside, get caught in traffic. Haideți să vă arăt puțin pump-ul lui Iubi. Pump, deși eu am fost doar cardio, înțelege. Bărbat. Bărbat sexy. Change hoes like clothes, I can get attached. Cause these hoes fight toners like lit matches. I've been feeling really lost, stuck in all attachments. I don't really go outside cause I hate traffic. I don't wanna go outside, get caught in traffic. Don't wanna go outside, get caught in traffic. Ok, domnilor, am ieșit puțin la mall după antrenament, am mâncat o masă, ne-am spălat și am ieșit puțin să ne întâlnim cu Alex și cu Alex Rață. Stăm frumos. Ce să mangem? Niște bită. Niște bită, mâncăm cu cartofi elegant, cu fresh și mai vedem ce facem după asta. E frumos aici, campionatul mondial de e-sports. Poate trec și vă filmez și pentru vlog, să vedeți și voi ce tare acolo, pentru toți pasionații de gaming. Hai, revin cu mâncarea, să vedeți cum arată. Ok? Cam așa arată vita asta. Cred că are dragi pe ea. Cu legume. Cu cartofi. Keratin. Tot vituță, băiatul e corect, cartofi la cuptor. Doar că porția de cartofi în loc de 600 are 400, da? Hai zis că asta este. Ia uitați-l ce cap are. Frumos. Iubit tot vită. Hai să avem poftă. La Iași are loc cel mai mare turneu de gaming. Acolo sunt jucătorii. Se joacă pe țări. România versus Ungaria, România versus... Ia uitați. Tall order, of course, so does Kier, the IGL, we've got to go head-to-head with that man style, some of them, for me, I really rate as a player, but this is a super awesome team, a lot of talent.